în această noapte a alergat de la ora 8 seara până la ora 7 dimineața pentru o cauză nobilă. 4 copii și-au pierdut mama într-o luptă cu cancerul. Aceștia urmează să ajungă la orfelinat, dar există o șansă ca micuții să crească alături de mătușa lor. Și aici a apărut Iulian Bercu, cel care împreună cu echipa CCF Moldova au muncit și sper împreună să le reușească, să le ofere șansa celor 4 copii să crească într-o familie. Iar noi vrem să-l întâmpinăm pe eroul zile de ieri și cu la mulți ani, pentru că este ziua lui de naștere astăzi. Salut, la mulți salut, ani, omule! Mă bucur foarte mult! Uitați-vă cum arată acest om. El nu a stat aseară într-un local ceva să savureze ceva. El a alergat, nu a închis un ochi noaptea și toată noaptea în picioare. Bravo! Mersi! Nu oricine poate să facă acest lucru. Așa ți-a început ziua ta de naștere. Practic, tu ți-ai donat ziua ta de naștere, timpul tău. Păi dacă s-a fost voia mea, nu mai afla nimeni că ziua de naștere, pentru că ziua de naștere este o zi obișnuită, dar cu foarte multă atenție, cu multe vorbe bune de la oameni pe care îi cunoști și multe vorbe dulci, false de la alte sute și mii pe care nu-i cunoști. Bine, eu în această noapte am vrut rapid să rezolv problema unor copii pentru care lucrurile care mie sau copilului meu mi se par absolut normale și nici nu îți pui întrebarea că din ce cauză la mine peretele doar din cărămidă și nu are deasupra tencuială. Pentru acești 4 copii plus 7 copii a mătușei la care au trecut, pentru ei tencuiala de pe perete este un lux, la fel ca și mobilierul. Ei toți, vreo 7-8 oameni, dorm pe un singur pat cu picioarele în afară, pentru că sunt culcați. Și eu noaptea asta, eu vroiam sau am depus tot efortul ca această dimineață să le schimbi viața. Și din câte mi-au spus fetele de la CCF, practic, în scurt timp, ei o să aibă cel puțin o altă casă, aceeași casă, dar o să fie deja mobilat cu o reparație și astfel, având condiții cât de cât bune, o să evite orfelinatul. Uite, tu nu ești la prima colaborare cu cei de la CCF, cumva ai încredere și dacă scopul era 20.000 de lei, 1.000 de euro, astăzi dimineața suma este mult mai mare și nu doar în sumă este vorba, este și în vorba și în ajutorul care ți s-a oferit sau li s-a oferit copiilor prin tine. Știi, eu cu CCF, noi sunt ambasador CCF deja al treilea an. Îmi place această colaborare pentru că furnizează exemple cum oamenii care se unesc și contribuie cu bani, care pentru fiecare dintre ei în parte sunt câteva cești de cafea sau spălatul mașinii pentru o lună, rezolvă probleme care par irezolvabile pentru oameni care nu au strictul necesar. Eu încerc și prin faptul că noi am alergat, denumirea proiectului era o mie de kilometri timp de 12 ore, este un lucru ireal, imposibil pentru un om, asta trebuie să alergi cu 80 de kilometri pe oră. Dar prin această denumire cât de cât provocatoare, am vrut să arăt că eu 1000 de kilometri într-o noapte nu alerg, dar împreună cu vreo 50-60 de alergători din Chișinău. Am avut vreo 30 de prieteni de la Brașov, Sibiu, Arad, Timișoara, până în Elveția și Bălți și alte localități care au alergat în același timp cu noi și spuneau cu kilometri ăștia, eu îi dau pentru copii și spuneți-mi să transfer niște bani. Uite, tu ai mai alergat o perioadă atât de îndelungată, pe timp de zi, pe timp de noapte. Mai ai așa experiențe? Am alergat două nopți. O noapte, o zi și încă o noapte fără oprire. Dar una e când alergi la o competiție, când tu ajungi la finish, primești o medalie, multe like-uri, toți îți scriu că bravo, bravo, bravo.
aici alergam și mie îmi scriau, mi-a scris un băiat din Statele Unite. Uite, am văzut povestea tristă a acestei familii unde pot transfera banii. Mi-a scris un patron a unei companii care produce termopane. Păi asta zic, cum? Alergai și cu telefonul în mână? Păi știi cum? Eu sunt dependent, da, de telefon. Dar da, bine că poți. Știi, atunci când în parc ești doar tu, patrula și vreo 20 de maidanezi, deja trebuie ceva să te ocupi. Sunt mai comune și te plictisești. Oricum, am văzut că nu ai fost singur. A fost cel mai important bărbat, unul dintre, că mai ai încă unul, alături de tine. Tatăl tău a alergat și el. Păi el este de câteva luni un sportiv împătimit, el în fiecare dimineață face câte 10 km. Tot a pornit de la campania Milionar în Pași. El a spus că, uite, eu îmi planific în ianuarie să devin milionar în Pași. Dă-mi un maiou, dar eu o să-l îmbrac, îți promit că o să-l îmbrac, un maiou cu inscripția, dar eu îți promit că îl îmbrac numai după ce îți arăt că, uite, am făcut un milion. Și pe la vreo 11 sau 12 noaptea sună, eu deodată mă gândesc ce s-a întâmplat, deși mă sună la ora asta și a spune că, uite, am milionul de pași, eu îmbrac acum maioul ăsta. Wow, chiar ieri a făcut milionul. Da, și de atunci deja aleargă câte 10 km, s-a înscris la două competiții acum în aprilie și în mai, în România, la care se participe. Adică este un om care s-a molipsit de mișcare. Și acum, la fiecare 2-3 săptămâni, spune că, uite, trebuie să fac încă o gaură în curea ca să o mai închid. Și asta este un side effect, adică o singură parte. De fapt, cea mai importantă lucru este că ești mai sănătos. E ziua ta astăzi. Ce-ți mai dorești? Că ai multe. Și nu neapărat materiale. Că astea nu le iei cu tine nicăieri. Știi, poate părea populist, dar fiind de 4 ani în organizarea evenimentelor sportive, văzând cât de rapid se extinde acest microb, bine, asta nu e o dorință pentru ziua de naștere, dar eu încerc acum să lucrez, să demonstrez statului și businessului că este mult mai bine, este mult mai ieftin să investești în sport decât să investești în spitale și pușcării. Și tot deja a doilea an încerc să aduc pe masa oficialilor un concept de, sau un proiect de promovare a unui mod activ de viață prin care produsele care iau sănătatea să contribuie la promovarea sănătății, adică din accizele pentru alcool și tutun, banii se plece pentru construcția unui stadion sau cel puțin prin legea sponsorizării business-ul se poate finanța activitățile sportive și să dea explicații din ce cauză n-au băgat banii într-o mănăstire. Adică, bine, asta nu este un vis, este un lucru normal pentru alte state. Eu aș fi vrut să fie și aici, pentru că doritori de a face mișcare sunt mii și zeci de mii. Bravo, să dea domnul, de fapt nu domnul, să dea guvernanții acordul mai departe. Da, toți niște domni, că acum în ultima vreme cu doamne, domnule și cu doamne avem foarte multe probleme, trebuie să fim respectuoși și până la urmă să ne gândim că binele personal poate fi un bine al societății. La mulți ani, minunată seară ai avut, sper că acești copii și nu doar o să fie recunoscători ție, întregii echipe de alergători, dar și de donatori care, iată, au ajutat să rămână 4 copii într-o familie în care să crească frumos, acasă, nu într-un orfelinat în care poate să li se dea de mâncare, dar să nu fie îmbrățișați și iubiți niciodată.